Bună dimineața! Bună dimineața și bine ai venit! Astăzi v-am găsit! Vreau să văd cât sunteți de atente. De că văd o... De prințese. Da. Văd o... Suntem de la Met. Coron, nu știu cum să-i zic. Câștigătoarea va putea purta coroana pentru următoarele 10 minute, deși nu dorește. Adevărata coroană, aș putea să... Nu știu dacă știi, dar tu nu ai culoarea. Mă rog. Ca idee. Doamne, ajută-mă, Doamne, să-i țin piroștriile. Asta mă căie cu păcat. Asta ajută-mă, Doamne. Tu. Dragile mele, avem... Dau și bani la plic, numai să... Avem câteva fotografii. E cu păcat? Cum adică e cu păcat? Nu e cu... E, cu... e păcat de ea, dacă e vreuna de ea, e păcat asta, de ea. Da, bravo. Hai zi-mă despre ce e concursul. În plasma alăturată nouă, dar și în celelalte plasme, va apărea câte o fotografie. Așa. În fotografie apare un băiat, băiețel sau chiar un domn în toată firea. Un bărbat, ce să mai... Imediat ce vă prindeți de răspuns în mintea voastră, aveți 5 secunde la dispoziție să apăsați ciuperca, asta vă dă dreptul să răspundeți. Mamă, tot timpul mă prindeți pe mine la jocurile astea în care tot timpul mă fac de rușine. Nu-ți plac ciupercile, am înțeles? Cine apasă pe ciupercuța are dreptul să își dea cu părerea dacă omul din imagine este hipster sau chiar rege. Aolo. Cât deci, de tare. Okay. Dacă are sânge albastru sau este un om obișnuit. Dacă okay. Lucrul... Dar poate are sânge albastru și noi nu știm. Și noi nu știm și poate nici voi nu știm. Păi da, trebuie declarat. Mă adică... iau și mă împușc fără glanțe. Deci, dacă e un om obișnuit sau este os domnesc, cum se zice. E simplu, da? Da. În mare parte cunoașteți figurile regilor importante. Hai să râzi, nu. Nu? Am înțeles. Nu, dar te poți prinde cu atât după... mai interesant va fi jocul. Uită-te, uită-te la noi doi. Om obișnuit. Sânge regesc. Sânge albastru. Prinț. Uite-te, mă! Oftim! Și după că aia ți-a mâna așa să-ți leagă cu Batista de... Hai, prinț și cerșetor! Da, după care ne învârtim cu Isaia. Fetelor, aveți 5 secunde la dispoziție să ne spuneți dacă în imaginea alăturată avem hipster sau sânge regal. Aceasta este imaginea. Hipster sau rege? Rege? Raluca! Ce rege? Crezi că avem în imagine? Un hipster sau un rege? Raluca a zis rege. Care, nu știu, habar n-am, are chestia așa la... Pare nobil, nu? Are un monoclu. Cu monoclu erai chic. Da. Hai să erai chic, imaginea... nu bine, hai să fie hipster atunci. Păi nu, ai zis nobil, rege. Rege sau hipster? Am zis rege sau nobil. Bine, hai, am zis, pare nobil. Ai zis hai, nobil. Acord, am hai să-mi imaginea întreagă. Iată, e... Tată, e Costel, prietenul nostru din Berceni. A făcut un shooting profesional. Știi care e chestia? O să zic de toți că sunt nobil, măcar așa, unul trot trebuie să-l limerez. Bă, voi n-ați avut jucării când erați mici, văd. Nu. Nu. O să ne ducăm noi doi regii. Mai dă și mie să fiu 5 minute rege de aia. Răzvan, eu sunt de la Deva. Acolo nu erau foarte multe jucării când eram mici. Da, nu erau multe jucării, știm, am văzut. Aia de n-avea jucării, purtați batic și tot aia. Asta aveați mulți frați. Mergem la a doua fotografie, atenție mare. Să... Cine a dat? Eu. Maria, ce crezi? Pare hipster omul. Pare hipster? Hipster. Maria Radu zice hipster. Are și șapca asta de gherila. Cred că e pusă șapca în da, Photoshop. Da, e pusă în Photoshop. E, cred că e rege. Adică, na, e nobici. Maria Radu a zis hipster, Raluca a spus rege. Eu mai să zic de toți că sunt. Da, i-a spus răspunsul. Geacă și șapcă și m-am păcălit, da. Să vedem răspunsul. Nu cred. Ultimul țar al Rusiei. Cumva, cineva a câștigat, dar doar prin eliminare. Regele Ferdinand I al României, zis și întregitorul. Este 14.127. Dar de ce ne-ați indus în eroare și ați spus spălări? Nici noi cu fișa, că altfel nu suntem atât de deștepți. E născut la ce a zis cu tine, ai auzit? Da? La câțiva în distanță, 1.000. Ferdinand. Dar spune mai că sunt photoshopate pozele. Da, mergem la, păi da, privirea ne uitam mai atent. Mergem la a treia fotografie. Ce credeți că avem aici? Hipster sau rege? Ce rege are cămașa asta, Mickey? Da, eu cred că e hipster ăsta, hai. Evident că e hipster, că a sărit un pic imaginea și ne-am dat de gol singuri. Mergem la următoarea fotografie. Păi nu, asta era. Asta era? Asta era? Dar nu era bine de gust. Iată, pentru prima oară pe jumătate ne-a reușit concursul.
Raluca! Raluca... Era să zic egalitate. Era să zic egalitate. Raluca nu numai că a câștigat concursul nostru, dar ne-a și demonstrat că... Cum avem, Michi? Eu am trei hârtii aici. Că haina face omul. Ha, mai avem. Mai avem, mai avem. Mai avem. Stați acolo, liniștiți. Mai avem, mergem mai departe. Mergem mai departe, următoarea așa, fotografie. Poate fi egalitate. Ia asta de rege, că la puneți-o. Hipster sau os domnesc? Sânge albastru. Sânge albastru, zice Maria. Raluca? Dacă a zis ea sânge albastru, zic eu că e hipster, că n-avem cum să fim amândouă la același place. Hai, păi ce să fac? Da. Am deja două puncte, haide. Hai, tu dreptate. 2-1 până acum pentru Raluca. Hai să vedem cine este dumnealui. Ei bine, n-avea cum să fie hipster. Un hipster, un băiat de pe stradă. E un domn care participă la concursul bărbilor din Bavaria. Știi că le-a făcut... Da, bineînțeles. Mă, dar ce personaj ați luat și voi? Nu, noi le-am găsit, dar crede-mă pe cuvânt. Rege sau hipster? Următoarea fotografie. Numărul 5. Rege sau hipster? Zi, Maria. Os domnesc. Os domnesc. Hipster. Hipster zice la Luca. Păi, na, dacă zicem la fel... Știi și cine e? Maria, dacă e os domnesc? N-ai nici cea mai mică idee? Hai să vedem fotografia. Ai câștigat un punct, Carol. Finally! Acum e egalitate, vezi? Mamă, știi cum arată Erica Lopcule, atât. E de la gras. Ce interesant că dacă pui hainele potrivite pe om în orice perioadă s-ar fi potrivit cu hipstereala. Deci... Mergem la întrebarea cu numărul 6. Să fie la un concurs de bărbi, domnul. Să punem bărbi. Rege sau hipster? Hai, zic eu. Zic. Hipster. Hipster. Raluca spune hipster. Hipster. De unde să știu cine sunt acești oameni? Păi, dar seamănă între ei toți. Seamănă. El este un model masculin numit Philippe Dumas, are barbă magnifică, dar nu e rege. Ia cătă-l. Și e la Paris. Păi n-avea față de rege acum. Mai avem doar două întrebări pe lista mea. Ia dar să aveți o poză și cu mine, gen prințesă? Te facem prințesă imediat dacă spunem coroana. Cât e scorul? 4-2 pentru Raluca. 4-2 pentru Raluca. Era 3-2. Dacă mă întreb cât e scorul, lasă-mă să zic eu că oricum îl inventez. Asta vreau să spun. De ce mă contraziceți dacă m-ați întrebat pe mine? Deci are simpatii, Dani. Da. Este 4-3 până la urmă pentru Raluca, nu mă mai supărați. Ultimele două încercări, ia să vedem cine credeți că este domnul ăsta. Un manechin, un model sau un os domnesc. A apăsat Maria. Maria? Hipster toată ziua. Hai să-l vedem și în întregimea lui. S-au îmbrăcat normal. Pare model. Un băiat dintr-un shooting, desigur. Și ultimul pe lista noastră. Da. Să vedem cine se prinde prima, cine apasă primul. Cine este dânsul? Cred că este nobil, pentru că pare photoshopat. Și clar l-ați photoshopat dacă e... Bă, dar n-a avut nicio jucărie. Nu, dar ne strică concursul. Ei bine, este nobil, te-ai prins bine. Da, exact. Costumul e pus de noi, este țarul Nicolae al doilea al Rusiei. Și acum e 4. Din dinastia Romanovilor. După ce le-a luat banii amărâților la Asia Dani, Express. Dani, am o întrebare. Te rog. Deci tu practic ai vrut să înșele acest scor pentru că n-ai fi avut încredere că aș fi putut să câștigi? Nu, nu, doamne, dar ne-am săturat la Antena 1 să ne iei toate premiile. După ce le-a luat amărâților la Asia Express toți banii și toate punctele, bă, erau unii păi, săraci vârciu, acolo. Păi Vârciu, Vârciu! Da, n-are să termine casa, săracul, trebuia bani, să-l ajut. Mamă, te-a are și botez. Mă, lasă, crudul nu-i amărâtă, crudul! Săraca! Așa îi zice, Victoria, vedem crudul sărac. Și eu nu sunt amărâtă? Ba da. Hai, că acum sunt prințesa. De acest motiv, pentru prima oară în istorie, vei vedea ce înseamnă să fii prințesa. Concluzia acestui concurs. Vezi că nu trebuie să mă atingi, gen, cât sunt prințesă, trebuie să te comporți. Ai dreptate. Zici ce te pup pe post. Concluzia acestui concurs. 1. Avem fete cu ochiul foarte bine format. 2. Bărbații în ziua de astăzi sunt atât de ciudați în ce privește moda, că nu mai știi dacă sunt prinși sau cerșetori. Nici hipsterul nu mai e ce a fost. Luăm pauză, ne vedem imediat cu Raluca, ce va și cânta.